Teologul și reformatorul protestant Martin Luther a scris un gând plin de adevăr și profunzime. Biblia este leagănul în care este pus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur mult să ne revedem în cadrul unei întâlniri sub egida Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube, vă mulțumesc din toată inima. De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast, vă sunt profund recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fim în contact permanent, pentru că nu-i așa, vom reuși să creștem împreună. Pentru această ediție am selectat mesajul venit din partea doamnei Mihaela Manea. Dumnea ei ne scrie pe YouTube. Dumnezeu să fie la cârma acestei emisiuni, care este cu adevărat o binecuvântare. Purtați-ne, vă rog, în rugăciunile dumneavoastră pentru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și mesajul Scripturii să atingă tot mai multe inimi. Vă transmit lucrul acesta fiecăruia pentru că avem nevoie cu adevărat să conștientizăm importanța relației pe care o dezvoltăm unii cu alții prin prisma binecuvântărilor venite de sus. Această ediție va fi una specială, atât prin prisma subiectului abordat, cât și datorită invitațiilor pe care am onoarea de a-i avea în platoul Taine din Scripturi. Este un privilegiu să vă spun bun venit în această ediție. O anunț de pe acum, așa cum am spus, ca fiind una aparte. În mod special îi spun bun venit doamnei avocat Aurica Crișan. Mulțumesc! Mă bucur să fim împreună. Mulțumesc! De asemenea, îi spun bun venit domnului profesor universitar Dumitru Borțun. Mă bucur că ați ales să fiți cu noi în ocazia aceasta. Vă mulțumesc pentru invitație. Și nu în ultimul rând, am un privilegiu aparte de a-i spune bun regăsit pastorului Ioan Câmpean Tătar. Bine v-am regăsit! Este o ediție altfel, o ediție în care vom vorbi despre un subiect care cu siguranță va fi special pentru sufletul nostru, cât și pentru sufletul acelora care ne urmăresc. În primul rând, voi introduce rubrica Întrebarea ta. Am primit următoarea dilemă pe WhatsApp la 0751400300, este numărul de telefon pe care vă îndemn să-l folosiți cu toată încrederea. Cineva ne întreabă, spunând așa, ce soluție ar fi de aplicat atunci când ești prea obosit și parcă nu mai ai deloc chef să te rogi la Dumnezeu? Domnule pastor. Cred că ar fi de recomandat Psalmul 103. Vedem că David se luptă cu el însuși. Suflete al meu, trebuie să-L binecuvintez pe Dumnezeu, pentru că sunt atât de multe motive pentru care merită să te rogi lui Dumnezeu. Nu este ceva natural să ne rugăm, pentru că firea pământească nu ne motivează la așa ceva. Dar dacă citim psalmul acesta, vedem că e o luptă cu noi înșine și eu recomand, chiar dacă nu simte nevoia sau îndemnul acesta, să se roage. Pentru că efortul acesta va fi răsplătit din partea lui Dumnezeu. Este până la urmă și un exercițiu, nu-i așa? Sigur că da. Și atunci când facem un antrenament, parcă nu vine din noi ideea de a ne dezvolta. Așa este și cu rugăciunea. Cum e la dumneavoastră? Cred că aș putea să mai completez un pic. Vă rog. E un proverb care zice că dacă te rogi numai când te rogi, de fapt nu te rogi. N-ai cum să te rogi doar la anumite momente ale zilei. Pur și simplu, rugăciunea este o viață permanentă și Apostolul Pavel ne îndeamnă rugați-vă neîncetat. În momentul în care te rogi de dimineață și apoi continui ziua tot timpul, numai alături de Dumnezeu și numai împreună cu Dumnezeu, n-ai cum să uiți când se apropie momentul de seară, să o faci din nou și să-i mulțumești pentru tot ceea ce ți s-a întâmplat. Domn profesor, vi s-a întâmplat vreodată să nu aveți starea necesară pentru a vă ruga? Adecvată pentru a vă ruga? Nu. Eventual îi spun soției care îmi spune hai să ne rugăm și îi zic nu acum, pentru că mai aveam ceva de făcut sau pentru că nu vreau să stau într-o ținută indecentă în fața lui Dumnezeu. Deci amân cu o anumită rațiune momentul rugăciunii, dar nu că nu simt. Știți de fapt ce vreau să spun și în continuare a celor spuse de dumneavoastră, că atunci când suntem îndrăgostiți de cineva, tot timpul ne gândim la el. Vezi ceva, ți-aduce aminte de el. Era o piesă de muzică ușoară mai de mult când eram eu tânăr, adolescent, cântată de Aurelian Andreescu, în tot ce e frumos pe lume, te văd pe tine. Asta era
un fel de panteism legat de persoana iubită. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, sunt momente în care nu te gândești la El, tot timpul te gândești la El. Asta e adevărata dragoste pentru Dumnezeu. Și atunci când există dragoste profundă față de Dumnezeu, nu există un impediment, spuneți dumneavoastră, față de rugăciune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în privința asta și să știm cum să ne raportăm la Dumnezeu, chiar dacă uneori ne este greu să punem genunchiul jos. Pentru că noi așa trăim într-o lume a păcatului și există și un inamic al Mântuitorului Iisus Hristos care ar vrea să ne îndrepte atenția spre cu totul altceva. Vă reamintesc că așteptăm întrebările dumneavoastră, lăsați-ne comentarii publice dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, pe YouTube sau pe Facebook. Dacă doriți o confidențialitate, nu-i niciun fel de problemă, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751 400 300. Așteptăm acolo și motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. De asemenea, avem o rugăminte de suflet. Distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe Facebook pentru a ajunge la cât mai multe persoane mesajul Scripturii. Scrieți-ne dacă doriți să aprofundăm Scriptura și să o înțelegem cât mai bine. Numărul de telefon, vi-l reamintesc, 0751 400 300. Trebuie să vă mai spun un lucru, așa cum îl fac de fiecare dată. Emisiunea noastră, din păcate, este înregistrată și lucrul acesta nu ne poate ajuta în a conversa în mod direct, în a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dar vă promit că în ediții viitoare vom prelua întrebările, vom prelua rugămințile dumneavoastră pentru ca să fim cu adevărat în contact. Așa cum așteptați deja, introducerea subiectului pentru ediția de față, care este una specială, va fi făcută de colegul nostru Răzvan Lup prin rubrica Argument. Minunea întrupării lui Dumnezeu în Palestina secolului I este o taină care nu va putea fi elucidată pe deplin niciodată. Vom înțelege de ce s-a întâmplat acest lucru, dar cum anume nu vom fi în stare să pricepem vreodată. Felul în care natura dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu s-a unit cu firea omenească și au format o natură nouă și unică rămâne o piatră de încercare pentru teologi și pentru bibliști. Însă pe mine mă interesează mai mult altceva. Mă simt atras mai degrabă de răspunsul la următoarea întrebare. Cum poți avea parte de puterile lumii supranaturale în viața ta de zi cu zi? Cum poate Hristos, o ființă cerească, să umple cu putere ființa ta? Când experimentezi răspunsul, înțelegi acea contopire minunată între lucrarea omului și lucrarea lui Dumnezeu. Atunci, voința omului se contopește cu voința Domnului și sunt inseparabile. Acesta este unghiul de înțelegere a minunii din Betleem. Să lași ca viața ta să fie condusă de o forță exterioară ție, exterioară lumii noastre, o forță plină de dragoste care este însuși Dumnezeu. Redau pentru dumneavoastră Matei, capitolul 1, versetele 18 și 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. Care este oare adevărata semnificație a întrupării Domnului Hristos? Conform Scripturii, ar trebui sărbată nașterea Mântuitorului sau evenimentul trebuie tratat cu discreție? Vă reamintesc, alături de mine sunt avocatul Aurica Crișan, profesorul Dumitru Borțun și pastorul Ioan Câmpian Tătar. Stimați colegi de platou, de discuție, am să încep abordarea acestui subiect pornind de la un verset din Isaia, capitolul 7, este vorba de cel de la numărul 14. Cuvântul spune așa: de aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Domnule pastor, mă uit întâi spre dumneavoastră, cu cât timp înainte de nașterea Mântuitorului a fost făcută această profeție? Cu aproximativ 730 de ani înainte de nașterea lui Iisus Hristos a fost făcută această profeție a prorocului Isaia. A fost prima de acest gen sau au mai existat în Vechiul Testament și alte profeții care făceau referire la Domnul Iisus? Vă referiți la profeții mesianice, sigur. Da?
Sunt alte, multe profeții. De fapt, prima profeție o întâlnim tocmai în Cartea Genezei, capitolul 3, imediat după căderea în păcat. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu călcâiul. Deci aceasta este proto-evanghelia sau prima evanghelie din Biblie, prima profeție cu privire la venirea Mântuitorului. Prin urmare, speranța aceasta a fost dată primilor părinți, lui Adam și Evei, absolut, sigur, tocmai pentru a se ancora, a se lega de ceea ce înseamnă... Nu este singurul mod în care Vechiul Testament, pentru că tot Vechiul Testament nu este altceva decât o anticipare a venirii Domnului Iisus Hristos. Noi avem profeții, avem făgăduințe, avem sistemul jertfelor care vorbește despre venirea Mântuitorului, a Salvatorului în lumea aceasta. Avem atât de multe aluzii la venirea Lui. Iar ceea ce este interesant, această descoperire sau revelație este într-un mod progresiv. Abia în Isaia avem numele Lui și apoi după aceea data exactă în cartea lui Daniel și după aceea avem și localitatea în profeția lui Mica, da. Prin urmare, avem detalii concrete față de ceea ce însemna nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Avem locul, avem anul, avem numele și toate detaliile pe care le-ați amintit dumneavoastră mai devreme. De ce credeți că a simțit Dumnezeu nevoia să profetizeze întruparea Domnului Iisus Hristos? Păi, în primul rând, din rațiunile invocate de dumneavoastră, din următor la ce a spus. A simțit nevoia să-i spună lui Adam și Evei că va exista un mântuitor, ca să prescurtăm. De ce? Ca să nu cadă în depresie. Domnul pastor, vă dați seama în ce depresie puteau să cadă cei doi după ce și-au dat seama ce au făcut? Și când au comparat și au evaluat la justa dimensiune păcatul lor, așa zisul păcat originar, iar această anunțare din timp, această profeție și acest șir de profeții care au avut loc, odată anunță un eveniment pentru a pregăti așteptările, pentru că atunci când un eveniment mare de importanță istorică, universală are loc, de multe ori nu-l simți, pentru că nu ai așteptările. Oamenii nu-l percep. Se întâmplă la un moment dat, Stefan Zweig are la un moment dat o chestie interesantă, spune că la câteva străzi de cafenea unde își bea el cafeaua cu alt mare scriitor, se întâmpla o mare revoluție în Austria, la Viena. Și noi habar n-aveam, am aflat abia a doua sau a treia zi din presă. Ce vrea să spună? Că istoria poate să treacă pe lângă noi. Așa a trecut pe lângă farisei. Nașterea Mântuitorului, toată lucrarea lui pe pământ, ei nu l-au recunoscut pentru că n-aveau așteptările setate corect. Aveau alte așteptări care nu corespundeau cu ce făcea Iisus Hristos. Iată de ce e nevoie de profeții, ca să pregătești și să dai această speranță, pentru că Evanghelia, vestea cea bună, salvează toată omenirea de la depresie. A dat optimism și speranță întregii umanități. Nu întâmplător, postul de televiziune în care ne aflăm acum se numește Speranța TV. Pornind este un cuvânt cheie. Evenimentul acesta, nu? Da, e un cuvânt cheie în creștinism, speranța. Ce înseamnă pentru dumneavoastră nașterea Mântuitorului Iisus Hristos? Noi, prin definiție, suntem oameni muritori. Practic, Dumnezeu ne-a creat să trăim veșnic, dar după această cădere în păcat am devenit muritori. Și cu toate că ne naștem muritori, iată că există această speranță a nemuririi pe care o putem dobândi doar prin Iisus Hristos, acest înlocuitor care s-a dat singur ca jertfă pentru ca noi să putem avea parte de această nemurire. Fără nașterea sau întruparea Mântuitorului, n-ar fi putut avea loc jertfa de care spuneți dumneavoastră. Mergem puțin mai departe, de data aceasta, în Noul Testament. În Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, citim așa. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. A fost întruparea un act voit al Domnului Iisus sau rămâne un act de supunere față de ordinul concret dat de Dumnezeu Tatăl? Textul acesta este foarte important și dintr-un alt punct de vedere. Vrea să ne spună că nașterea lui Iisus Hristos n-a fost doar un eveniment,
ci pur și simplu a fost un proces. Pentru că înțelegem din versetul acesta și din alte versete din Biblie că există o istorie înainte de nașterea lui. El există înainte de a se naște ca și prunc în Betleem și veșnicia care urmează după aceea. Deci, din punctul acesta de vedere, este foarte important textul acesta. Da. Când ne raportăm la această împlinire a vremii, cum putem să înțelegem actul acesta al întrupării? Dumnezeu i-a spus lui Iisus, uite, trebuie să faci lucrul acesta? Sau Mântuitorul a ales el să facă un astfel de gest? Ce spune Scriptura despre asta? Exact ce a precizat domnul pastor mai devreme, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl sunt persoane egale. Deci ei sunt una și în gândire, și în hotărâri, și în deciziile care se iau. Dacă Dumnezeu Tatăl l-a trimis, nu l-a trimis pentru că el n-a voit, ci pentru că a ales deliberat ca să salveze pe cei doi oameni, mai întâi și apoi neamul întreg omenesc care urma să vină. Simțiți nevoia să completați, vă rog. Da, există foarte mulți psalmi mesianici, dar mă refer la psalmul 40, unde spune, iată-mă că vin, în sulul cărții stă scris despre mine, vreau să fac voia ta. Deci, pur și simplu, Iisus Hristos a avut inițiativa aceasta ca să preia rolul de mântuitor și să devină om, pentru că vreau să vă spun că însuși dumnezeirea a experimentat ceea ce niciodată n-a experimentat. Iar evenimentul acesta este cel mai important, nu doar pentru istoria omenirii, pentru istoria universului întreg, când Dumnezeu devine om, efectiv. Da. Sunteți curioși ce ne-au răspuns oamenii de pe stradă? Noi avem o rubrică intitulată Vocea Străzii, în care îi întrebăm pe oameni despre subiectele pe care noi le tratăm în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Așa că de data aceasta am mers pe stradă și cumva i-am întrebat pe cei apropiați nouă, cei care au ales să ne răspundă, următoarea întrebare. Ce înseamnă pentru dumneavoastră întruparea Domnului Iisus? Haideți să urmărim materialul. Ce înseamnă pentru dumneavoastră întruparea Domnului Iisus? Întruparea Domnului Iisus. Cred că Iisus Hristos se întrupează în orice faptă bună, în orice lucru inedit care înseamnă creația lui Dumnezeu și făcut așa, în canoanele pe care Dumnezeu le-a trasat. Nu știu să răspund. Chiar că nu știu să vă spun. Nu știu. Cu biserica cred în Dumnezeu sau, cum să vă spun, sunt credincios, dar la biserică merg mai puțin. Un mit. Veșnicia. Habar n-am, acum chiar nu-mi vine prin cap. Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Ați urmărit răspunsurile oferite de concetățenii noștri. Vă reamintesc, alături de mine sunt avocatul Aurica Crișan, domnul profesor Dumitru Borțun și pastorul Ioan Câmpean Tătar. Cum comentați? Ați auzit expresia aceea, analfabetism funcțional? Se mai vorbește de analfabetism digital și de nevoia de a alfabetiza digital o serie întreagă de profesorii care să-i alfabetizeze pe elevi și așa, în administrația publică, alfabetizare digitală, există și un analfabetism religios. Oameni pur și simplu analfabeți. Și dacă ați observat, unul dintre ei spune că el e cu biserică, el crede în Dumnezeu, dar cu biserica mai puțin, vreau să spună cu Biblia. Pentru că este vorba de acei oameni care se cred credincioși. Pentru că s-au născut într-o familie ortodoxă și fiindcă au fost botezați când erau mici. Și ei cred că sunt credincioși. Se consideră ortodoxi. Dar ei, de fapt, nu știu să explice întruparea lui Dumnezeu. Ce semnificație are? Păi ce fel de credincios ești? Ce fel de creștin ești? Dacă... Și nu știu dacă ați observat că în ultimul timp se spune tot mai des ortodox și se spune foarte rar creștin. E un fel de... Ajungem să-L lăsăm pe Iisus Hristos în urmă sau îl punem deoparte și vorbim de ortodoxie. Ca și când ar fi un complex de tradiții, de credințe, de ritualuri, ierarhie, ceva superstiții și toate la un loc formează ortodoxia. Și Iisus unde este? De aceea cred că noi facem foarte bine că vorbim astăzi despre întruparea lui Iisus. Probabil că este un alt moment de răscruce în care punem
o marcă a ceea ce spune Scriptura, de fapt, despre ideea de creștinism. Creștinism în care facem parte majoritatea dintre noi care suntem preocupați de a afla adevărul din Scripturi. Vă invit să mergem spre Luca, în capitolul 2, să citim de aici versetele 4 la 7. Spune cuvântul așa, că Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia ca să nască Maria. Și ea a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat în roiezle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Care sunt motivele pentru care Domnul Iisus a întrupat ca prunc, trecând prin procesul nașterii și nu a venit pe pământ fiind matur? De ce lucrurile stau așa? De ce a ales Dumnezeu procesul acesta? Tot Biblia explică faptul că atunci când un om se dezvoltă, trebuie să treacă prin anumite etape. Deci acest lucru știm de la bun început, din primul moment, de la primul copil născut din Adam și Eva. Domnul Iisus nu putea să vină în lumea aceasta, ajungând dintr-o dată ca printr-un miracol direct adult. Nașterea lui este miraculoasă, dar în modul acesta natural, al unui copil care vine pe lume ca om și trebuia să treacă prin toate etapele dezvoltării unui om ca să poată îmbrăca natura aceasta peste natura sa divină. Dar lucrurile n-au stat așa la început. Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva maturi. De ce n-a luat aceeași decizie și în privința Mântuitorului Iisus Hristos? Să știți că Domnul Iisus Hristos a îmbrăcat trup omenesc chiar și înainte de a se naște în Betleem. A venit la Avram în vizită sau în alte ocazii. Dar, sau în lupta cu Iacov. Sigur că da. Nașterea are un rol foarte important în mântuirea noastră. Iar în Cartea Genezei, urmăriți ce accent se pune pe evenimentul acesta al nașterii. Pur și simplu face trimitere la faptul că în modul acesta va veni Mântuitorul. Da. Știți foarte bine că mereu și mereu se reia ideea aceasta de sămânță sau de naștere. Toate acestea trimit la modul în care a ales Dumnezeu, pentru că El a vrut să nu elimine absolut nimic din experiența noastră umană. Și de aceea El putea să vină și într-un alt mod, dar a ales poarta aceasta de a intra în această lume prin care intră orice om. Pentru ca nimeni să nu spună la capitolul acesta, Iisus nu se aseamănă cu mine. Da. Domnul profesor. Aș reveni la întrebarea dumneavoastră inițială. De ce pe Adam și Eva i-a făcut gata adulți? Și n-a fost nevoie de tot acest proces, această fenomenologie de care vorbea domnul pastor. Pentru că în momentul în care i-a creat, nu se punea problema restartării. Păcatul original nu a avut să se loc. Restartarea, o primă restartare avem la potop, o a doua restartare avem la întruparea lui Iisus Hristos și la... De fapt, Noul Testament asta este. Este o restartare. Nu se punea problema trimiterii prin întrupare a unui exemplu de mântuire și de relegare a relației, a legăturii cu Dumnezeu. Dar aș vrea să spun de ce cred că este judicios, necesar întruparea prin naștere și parcurgerea tuturor etapelor de evoluție normală a unui om, de la pruncie până la maturitate. Știți că în teoria comunicării există următoarea schemă, două direcții de comunicare, pe verticală și pe orizontală. Pe verticală este cum mai spune de la profesor la elevi, sau de la mass media la publicul lor, sau de la amfon la enoriaș. E pe verticală, că tu la amfon transmiți cuvântul lui Dumnezeu. Deci tot ce înseamnă comunicarea lui Dumnezeu cu oamenii este o comunicare pe verticală. Dar există și o comunicare pe orizontală, oameni între ei, care au limbaj comun, care au preocupări comune, au amintiri comune într-un colectiv. De aceea e nevoie să transmiți ceea ce n-au făcut cei care au conceput campania de comunicare pentru vaccinare și pentru pandemie în general. Trebuie să folosești lideri de opinie.
Adică oameni care pot să preia mesajul de pe vertical și să-l transmită în jurul lor pe orizontală. Ori Iisus asta face. Dacă nu se întrupa și nu creștea într-o familie de evrei, într-o localitate evreiască și nu trăia printre oameni până la o anumită vârstă, el n-ar fi putut să aibă acea comunicare pe orizontală. Trebuia să aibă și limbajul comun și amintirile lor comune și felul de a fi și felul de a se îmbrăca pentru a fi recunoscut ca sursă de încredere. Bun, pentru evrei, dar pentru toți ceilalți oameni, cum stau lucrurile? Nu era doar evrei, era și om. Da, asta este esențial, dar a venit mai târziu cumva, nu-i așa? Cum a rezolvat problema asta Mântuitorul Iisus Hristos? Vă rog. Simt nevoia să completez aici puțin. Sigur. Motivul pentru care Domnul Iisus, principalul motiv pentru care a venit, era ca să ne mântuiască pe noi, să fie înlocuitorul nostru, să moară în locul nostru. Dar pe lângă aceasta, el trebuia să devină marele nostru preot milos și nu unul care nu ne înțelegea, nu unul care nu a trecut prin ceea ce am trecut noi, din pruncie și până la maturitate. Da. El, ca și copil, a cunoscut slăbiciunile copilăriei și s-a născut de la acel moment, neajutorat, neînțeles, poate dominat sau poate batjocorit în sistemul acesta și de astăzi, de bullying. Poate că și el a avut parte de așa ceva. Deci Domnul Iisus trebuia să treacă prin tot ceea ce am trecut noi oamenii și să dovedească că poate trăi o viață fără de păcat, ca să fie și exemplul nostru, nu doar mântuitorul nostru. Da, este mulțumesc. Foarte interesant în contextul ăsta, pentru că dumneavoastră faceți referire la faptul că Iisus s-a întrupat pentru salvarea întregii omeniri. Dar domn profesor a adus în discuția noastră o chestiune foarte importantă pe care mi-ar plăcea să o rezolvăm. Și anume, Mântuitorul Iisus Hristos se întrupează într-o familie de evrei. Poartă după el obiceiurile evreiești. Împlinește toată regula evreiască. Cum putem să vorbim sau care este acel element care poate să facă diferența între a se întrupa pentru poporul evreu și a fi relevant pentru întreaga omenire? Cred că prima promisiune nu este adresată evreilor cu privire la venirea lui Iisus Hristos și apoi toate celelalte promisiuni. Sfânta Scriptură, revelația lui Dumnezeu sau descoperirea lui Dumnezeu nu este doar pentru evrei. Ba mai mult decât atât, evreii nu trebuiau să fie altceva decât un mijloc, da? Prin care să transmită mai departe lumii întregi revelația lui Dumnezeu, mântuirea pe care El ne oferă în dar. Din capul locului, poporul ales a fost considerat un mesager. Da. Un fel de lumină a lumii pentru, și pentru neamuri. Dar cum el s-a lăsat greu și se spune clar în cuvântul lui Dumnezeu, era un popor tare de cerbice. Asta înseamnă... Da, aceasta este exprimarea lui Cornilescu, da? Da. În dărădnic. În relația cu Dumnezeu. Și este momentul în care, în momentul în care apare această caracterizare tare de cerbice, este deja momentul în care Dumnezeu se gândește că poporul lui trebuie să fie altfel, resetat pe credință și pe primirea harului și pe respectarea legii și primirea harului. Avem în Sfânta Scriptură o profeție sau vreun eveniment istoric ce ne trimite la a identifica ziua în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos? Nu cred că avem vreo profeție care să vorbească despre ziua nașterii lui Iisus Hristos. Acesta cred că este și motivul și nici nu s-a înregistrat. Deși să știți că Evanghelia lui Luca și Luca este foarte atent la capitolul acesta. El ne oferă foarte multe date istorice încât putem să localizăm timpul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar în ceea ce privește ziua, nimeni nu știe, absolut nimeni. Deci nu s-a notat lucrul acesta, nu există nici o profeție, dar nu există nici un raport istoric cu privire la ziua în care s-a născut. De ce oare? Care ar fi motivul pentru care nu avem în Scripturi vreo zi concretă pentru naștere? Pentru că suntem oameni, nu? Fiecare dintre noi. Și atunci când vine ziua noastră de naștere, ne bucurăm. Mai ales că avem apropiați care doresc să sărbătorească împreună cu noi ziua de naștere. De ce? Când vorbim despre cel care a resetat cu adevărat lumea, așa cum spunea domn profesor, în momentul în care s-a întrupat pe pământul acesta, nu avem scris în Scripturi vreo astfel de zi pe care să o sărbătorim și noi alături de el.
Avem, în schimb, ziua în care el a decedat sau a murit pentru că a fost ucis pe lemnul crucii, răstignit. Avem ziua în care s-a odihnit în mormânt și avem ziua în care a înviat, dar nu avem ziua nașterii. Și cred că acesta este un alt mesaj, că de fapt Iisus Hristos n-a venit doar pentru poporul evreu. Lucrul acesta este foarte clar în Sfânta Scriptură, ci a venit pentru lumea întreagă. Adică chiar... dacă ar fi fost precizată ziua, ar fi fost precizată în termenii calendarului evresc. Da, da. Și l-ar fi localizat, da. L-ar fi... Da. Și foarte interesant, îngerii care s-au descoperit păstorilor, pentru că Luca vorbește despre păstori, Matei despre magi, spune că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, deci pentru absolut toată lumea. Da. Suntem practicanți în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Cum sărbătoresc creștinii adventiști de ziua șaptea întruparea Domnului Iisus Hristos? Cum facem? Noi, atunci când vine vorba auziți, de întruparea Domnului Iisus Hristos. Ne sărbătorim fiecare ziua de naștere și suntem fericiți și încântați. Domnul pastor, vă spun, fiindcă mi-a venit ideea acum, o am de mult și am trăit conform ei. Mie mi se pare mult narcisism în chestia asta cu ziua de naștere. Și eu nu i-am dat niciodată o importanță prea mare. Au fost ani la rând când aflam că e ziua mea de la alții. Sau aflam de la fratele meu, eu am un frate geamăn. Și bineînțeles că ne sărbătorim ziua în aceeași zi, ziua de naștere pică în aceeași zi la amândoi și trebuia să mă sună el să spun, măi, ai vreo idee cum o sărbătorim la mine, la tine, mergem undeva. Deci dacă nu erau aceste conjuncturi, pentru mine ziua mea de naștere nu avea mare importanță. Și vă spun de ce. Este o formă de egolatrie. Și este o formă de... Te simți bine că ești în centrul atenției. Te simți bine că toată lumea... Ești personajul principal. Și te simți bine. Dar asta este o hrană pentru dragostea de sine. Care este o dragoste întoarsă spre tine, în loc să fie întoarsă spre semeni și spre Dumnezeu. Vreți să-ți spuneți că Iisus Hristos nu a lăsat sub revelație acea zi de naștere a lui, tocmai pentru că nu dorea el să fie în centru. Cum nu știm ziua celei de-a doua veniri? Mântuire, sau? Nu știm ziua celei de-a doua veniri, nu știm nici ziua primei veniri. De ce să o știm? Interesantă analogia aceasta. Vă rog. Pe de altă parte, adică eu personal nu am rezonat niciodată cu sărbătorile acestea care se organizează în jurul nașterii Domnului Iisus Hristos. Un motiv pe care eu l-am găsit relevant pentru mine a fost acela că noi nu avem nevoie să ne amintim de un prunc de care nu ne putem folosi. Un prunc care are el nevoie de ajutor. Deci noi avem nevoie de Iisus Hristos. Noi trebuie să-i cunoaștem așa cum scrie în cartea Efeseni, înălțimea, adâncimea, lungimea și lărgimea dragostei lui Hristos. Este atât de vastă, atât de mare, atât de impunătoare este dragostea aceasta lui Hristos, încât de ce l-am îngrămădit într-un prunc micuț pe care îl tot sărbătorim din an în an, însă nu ne amintim de rolul esențial, de motivul pentru care pruncul Iisus, motivul pentru care Dumnezeu s-a întrupat ca noi să avem nevoie exact și să fim face, salvați. Doamna Crișan, ați spus extraordinar de mine, îngrămădit, înghesuit într-un prunc. Exact ce face pictura, toată în istoria artei, pictura religioasă de inspirație catolică. Dacă mergi prin muzeele italiene, te vei sătura de atâția prunci. Tot felul de picturi, una după alta, una după alta, cu pruncul, fecioara cu pruncul. Da. Pruncul în toate pozițiile, în toate dimensiunile. Un Iisus înghesuit în prunc, care nu spune nimic, mesajul cristic dispare și apare în prim plan Fecioara Maria. Ea devine personajul central, în loc să fie Iisus Hristos. Deci eu rămân la convingerea că creștinismul este o religie cristocentrică și de unde îi vine și denumirea. Denumirea îi vine de la Hristos, nu vine de la alții. Domnule pastor, două întrebări. Ca să clarificăm aspectul acesta, cum se întâmplă în Biserica Adventistă comemorarea sau serbarea nașterii Mântuitorului? Acum,
Bineînțeles, așa de cum s-a spus, noi nu știm exact ziua în care s-a născut, iar ziua de 24 a fost prin consens stabilită. De 24 decembrie, spuneți. Pe 24 decembrie, sigur că da. Deci nu este nici de cum, nici în perioada respectivă nu s-a născut Iisus Hristos, mai degrabă toamna decât așa... Deci înțelegeri sinodale. Da, exact, sigur că da. Da. E un consens, da. Totuși, privesc lucrurile și dintr-o altă perspectivă. E adevărat că este foarte mult romantizată nașterea lui Iisus Hristos. Parcă și iesle aceea, nu mai e iesle originală, ci este altceva și așa mai departe. Vreau să vă spun că nașterea lui Iisus Hristos a avut loc într-un context al respingerii. Nu s-a găsit loc la casa de poposire. Locul unde s-a născut era un adăpost al animalelor. Deci, pur și simplu, o primire extrem de rece a avut. V-ați gândit vreodată cum mirosea în iesla aia? Păi, tocmai asta vreau să zic, că foarte mulți nici nu știu ce înseamnă locul acesta. Eu m-am născut la țară și știu ce înseamnă. Da. Să te naști acolo și să crești acolo. Gândiți-vă de la igienă și la toate aspectele, aspectele acestea. Da. Pe de altă parte, ar fi bine ca cel puțin o dată pe an omenirea sau creștinismul să se gândească, să mediteze la evenimentul real al nașterii lui Iisus Hristos și nu la alte aspecte, da, în modul în care este concepută această sărbătoare. Nu sunt cu totul împotriva acestei sărbători, dar aș vrea ca să fie folosită ocazia aceasta într-un spirit creștin și nu altfel. Tocmai aceasta era a doua întrebare. Conform Bibliei, cum să ne raportăm noi la acum, întruparea Domnului Hristos? Vedeți, creștini fiind apropiați de nicăieri în Biblie nu se spune că ucenicii sau apostolii ar fi sărbătorit ziua aceasta. Ei au sărbătorit moartea lui Iisus Hristos, iar Iisus Hristos a lăsat un testament în sensul acesta. Lucrul acesta să-l faceți pentru sau spre pomenirea mea. Nu găsim așa ceva în Biblie. Pe de altă parte, dacă se face, să se facă într-un mod corect și nu altfel, da. Ce înseamnă acest mod corect? Un mod corect de a sărbători nașterea lui Iisus Hristos, pentru că, dați-mi voie să vă spun, totuși sunt anumite imnuri pe care nu le cântăm decât numai în ocazia aceasta și sună atât de frumos, da, o Betleem sau așa mai departe. De ce să nu le cântăm? Sunt anumite pasaje din Biblie. De ce să ne cântăm în restul anului? Asta spuneți. Da. Dar e bine să le cântăm cel puțin acum, dar să le cântăm, da. Sunt pasaje din Biblie. Deci aș vrea să avem totuși așa o poziție echilibrată. Da, suntem împotriva unui... Domnul pastor, haideți să vă spun un lucru. Da. Eu am fost de mai multe ori în Israel. Dar odată am fost cu un grup condus de pastorul Traian Aldea, care este și un om de știință. Este arheolog, cu studii și cu săpături în Israel, la locurile sfinte. Și ne duce la mormântul lui Iisus, în cu tot o altă parte decât Biserica Sfântului Mormânt. Și îl întreb, unde este de fapt mormântul? Domnilor, zice, acolo unde e biserica, este un loc în care au hotărât mai multe sinoade ale bisericii catolice, bisericii de răsărit, bisericii maronite, toate bisericile, așa, să fie locul și în jurul lui au construit catedrala. Dar toate argumentele științifice, istorice, arheologice și de altă natură arată că este aici dealul căpățânei și așa mai departe, uite, formă de căpățână, de cap de om, și acolo e o grădină în care vin doar credincioși ai bisericilor protestante. Cei care se raportează la Scriptură mai mult decât la tradiție. Exact. Și atunci vreau să vă spun, același loc, acolo este vorba de un loc în spațiu. Acum vorbim de un moment în timp. E același fenomen. Adică cultura, ideologia, relațiile de putere, cum a fost cazul Imperiului Bizantin. Și toate lucrurile astea au adăugat la cuvântul lui Dumnezeu tot felul de anexe care nu le găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să ne mirăm că există un moment al anului când a fost confiscată comunicarea de marketing. O să auzim în
Am auzit în zilele astea și vom auzi în continuare jingle bell, jingle bell, de 30 de ori pe zi și așa mai departe. Este o atmosferă creată și din interese comerciale, nu numai din interese politice sau de puterea unei biserici sau alta. Și revenind la întrebarea noastră, modelul biblic, ar trebui să ne gândim la personajele care l-au înconjurat pe Domnul Iisus în acel moment, ca să sărbătorim așa cum au sărbătorit ei, așa cum s-au bucurat ei la momentul întrupării Domnului Iisus Hristos. Iosif, Maria, Zaharia și Elisabeta, Ana și Simeon, păstorii, aceștia erau oameni care nu uitau sau nu erau dintre cei care nu aveau chef să se roage, așa cum a întrebat doamna de la început, la întrebarea ta. Oamenii aceștia așteptau cu interes, studiau profețiile și atunci când Mântuitorul s-a întrupat, nu au spart sticle de șampanie, nu au chefuit în modul acesta în care vedem astăzi că oamenii sărbătoresc nașterea Domnului Iisus. Dar în același timp, în perioada respectivă, magii care citiseră profeția au venit cu daruri la adresa Domnului. Păstorii cărora li s-au arătat îngerii au cântat cântări de laude la adresa Domnului. Vedeți a fi ne la locul ei o astfel de manifestare? I s-au și închinat magii pruncului, deci au recunoscut că e mai mult decât un prunc obișnuit. Da. Nu văd ceva rău, dar nici să nu amestecăm sărbătoarea aceasta, dacă vrem să avem o astfel de sărbătoare, cu alte elemente care au fost amintite. Da. Exact. Și vă aduc aminte că magii erau magii. Adică niște astrologi care aveau altă paradigmă de gândire, vedeau alte semnificații în evenimente și că ei se închină în sensul în care spuneau științele lor ezoterice, păgâne, care n-au nicio legătură cu credința în Dumnezeul viu. Ceea ce avem noi în plus astăzi este această carte, care ne ajută să înțelegem cum să ne raportăm în mod corect la întruparea Domnului Iisus. Aminteați dumneavoastră despre importanța rugăciunii pentru a identifica în mod adevărat ceea ce găsim scris în Scriptură. Noi avem în cadrul emisiunii Taine din Scripturi o astfel de rubrică în care ne rugăm efectiv aici pentru cei care ne solicită lucrul acesta. Așa că introduc rubrica Rugă pentru tine. Doamna Elena din Prahova ne scrie pe WhatsApp așa: rugați-vă pentru familia mea pentru că suntem foarte divizați. Mă doare sufletul pentru copiii și nepoții mei. Domnul să se îndure de noi și să ne întoarcem inimile unii spre alții, dar mai ales spre ei. Vă invit să ne rugăm în momentul acesta și am să rog pe pastorul Ioan să ne conducă în rugăciune. Te lăudăm și îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru mântuirea pe care ne oferi, pentru harul tău, pentru făgăduința că tu ești gata să asculți toate rugăciunile noastre. Ne gândim la doamna Elena și la alte multe familii divizate care trec prin crize mari în lumea aceasta. Îndură-te de această familie și îndură-te de toate familiile. Amin. În care există rugăciunea, cererea sau strigătul către tine. Intervino și lucrează tu. Amin. Îți mulțumim pentru că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin. 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 Vă reamintesc, suntem aici pentru a deschide cuvântul, pentru a ne ruga unii pentru alții. Aveți numărul de telefon la care ne puteți trimite mesaje pe WhatsApp 0751400300. Suntem pe final de emisiune și mi-aș dori să mai clarificăm cel puțin un aspect. Mergem spre Ioan, capitolul 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Oare nu ar fi fost posibilă viața în continuare pe pământ fără nașterea Mântuitorului? Cred că nu. Îmi place atât de mult Evanghelia lui Ioan și îmi place atât de mult raportul acesta al nașterii cuprins în câteva cuvinte. Ioan face economie de cuvinte. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și apoi spune că am văzut slava, slava lui. Desigur, întrebarea este cine este cuvântul, la cine face trimitere. Știți cum începe Evanghelia lui Ioan. În al doilea rând, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Da. Dumnezeu. Așa începe. Și toate au fost făcute prin cuvânt. Modul acesta de adresare al evanghelistului Ioan este unul universal. Era
înțeles și de către greci, de către păgânii din vremea aceea, pentru că ei considerau logosul sau cuvântul un fel de principiu universal, dar nu recunoșteau ca fiind o persoană. Și Ioan le spune, ceea ce ați crezut voi nu este suficient. Haideți să vă spun adevărul. Cel care a creat universul acesta este cuvântul. Da. Și pentru evrei, să știți că exprimarea aceasta era una foarte familială, pentru că ei știau că lumea aceasta a fost creată prin cuvânt. Dumnezeu se descoperă prin cuvânt. Deci, cred că Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, alege cuvintele cele mai potrivite pentru a ne vorbi despre taina sau minunea întrupării. Care este, în fond, în esență, rolul întrupării Domnului Iisus Hristos? Păi, în esență, este vorba de comunicarea lui Dumnezeu cu noi, care are loc pe trei căi. Cuvântul revelat, cuvântul întrupat și creația. Tot ce înseamnă când cunoaștem natura, inclusiv pe cale științifică. Contemplăm natura, inclusiv pe cale artistică. Adorăm natura, iubim natura, iubim creația lui Dumnezeu. Iubim Biblia și iubim pe Hristos, iubim cuvântul Lui. Deci este exact ce spune Martin Luther în motoul pe care atât de bine l-ați ales pentru emisiune. Biblia este leagănul în care s-a născut Iisus Hristos. În care s-a născut Iisus Hristos. Pentru că este cuvântul întrupat, este o parte a cuvântului lui Dumnezeu. Cum înțelegeți dumneavoastră, ca un om care este apropiat de Scriptură, această întrupare și care este rolul ei pentru dumneavoastră? Și cred că s-a mai amintit și anterior, dar îmi vine în minte acum ideea aceea că el a fost singurul, întâiul născut. Ca întâi născut, el practic a luat locul lui Adam, el a fost cel de-al doilea Adam, primul om care ar fi trebuit să biruiască ispita așezată în grădina Eden, dar nu a reușit și nu a trecut peste aceasta. Ori Domnul Iisus a dovedit că se poate, că legea lui Dumnezeu poate fi respectată și ca atare, ca înlocuitor, a reușit să poată să mântuiască pe omul pierdut. Acesta a fost rolul esențial. Ne apropiem de finalul emisiunii. Urmează două rubrici. Sunt acolo deja, stau ca mărturie pentru noi. Prima dintre rubrici este aceea care se referă la răspunsuri fulger. Prima întrebare sună în felul următor. De ce era important ca Domnul Iisus să se nască dintr-o fecioară? Vă rog. Pentru că doar în modul acesta putea să aibă loc această taină a nașterii lui. În modul acesta putea să se îmbine umanitatea cu divinitatea. Nașterea lui este unică în universul acesta sau pe pământul acesta, pentru că doar aici au loc nașteri, da. Și era nevoie ca să se nască dintr-o fecioară, da. Și să se împlinească profeția din sămânța femeii, doar din sămânța femeii, pentru că altfel ar fi existat suspiciunea că nu este divină natura Domnului Iisus. Foarte frumos a spus lucrul acesta. Care este modelul biblic după care ar trebui să ne ghidăm atunci când rememorăm nașterea Domnului Iisus? Cred că modelul biblic ar putea să fie cel al magilor, cel al păstorilor. Au fost amintite anumite persoane, Simeon, Ana, da, bucuria aceea pe care au trăit-o oamenii aceștia. Și ultima întrebare, este mântuirea omului condiționată de credința în întruparea Domnului Iisus? Obligatoriu, sigur că e condiționat. Nu poți să fii creștin dacă nu crezi în întruparea Lui, în moarte, în înviere și în cea de-a doua venire. Da. Mulțumesc. Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Doamna Aura, vă rog să alegeți dumneavoastră unul dintre cele trei cofere. Haideți să vedem ce întrebare ascunde acesta. Descrieți pe scurt cum rememorați în cadrul familiei întruparea Domnului Iisus. Am mai explicat în cadrul acesta al timpului pe care îl trăim, al apropierii evenimentului Crăciunului, în familia noastră nu există o practică de a sărbători acest Crăciun, nu m-am găsit și nu m-am regăsit în această sărbătoare, însă zilnic
rememorăm nașterea Domnului Iisus. În fiecare zi ne amintim. Pentru că altfel, fără această speranță, nu ar mai exista nicio posibilitate ca noi să trăim pentru împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Mulțumesc, domnule profesor. 2 sau 3? 3. 3. Care este perioada din an în care vorbiți cel mai mult despre nașterea Domnului Iisus? Păi asta este perioada. Pentru că asta ne cer oameni. Și atunci, dacă așteptările lor sunt mai mari decât în restul anului, cererile sunt mai multe, vorbim mai mult. Dar asta nu înseamnă că nu ne gândim, cum spunea doamna Crișan foarte bine, că nu ne gândim tot timpul și că nu celebrăm, nașterea lui Iisus în fiecare zi. Ne rugăm în fiecare zi și ne rugăm ori în numele lui Iisus, ori direct la Iisus. Cum să... Sunt de-aia care avem amnezie, uităm tot timpul anului de Iisus și ne aducem aminte de Crăciun? Nu, noi nu suntem genul ăsta de oameni, suntem altfel de oameni. Mulțumesc, domn profesor, domnule pastor. Alegerea dumneavoastră este una singură. Cum face să se vadă că întruparea Domnului Iisus v-a marcat viața, v-a schimbat inima? Am un nepoțel și o nepoțică. Și mai ales când țin nepoțelul în brațe, este imposibil să nu mă gândesc la nașterea lui Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în această ediție specială. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă. De asemenea, mulțumesc colegilor din tehnic, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne urmăriți și ne sunteți aproape, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face El pentru ca edițiile Taine din Scripturi să fie relevante. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma ediția specială dedicată adevărului despre întruparea Domnului Iisus prin a reda cuvintele regăsite în 1 Ioan 4:9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la următoarea ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămâne peste noi toți.